toate pe cheltuiala centrului cultural. Așa ceva nu s-a realizat în România, însă acest director a înțeles că pe lângă investiția făcută, județul va câștiga mult mai mult. Deci am avut o deplasare chiar săptămâna trecută, chiar acum o săptămână, și noi am discutat în multe etape pregătirea acestui colocviu și chiar astăzi am aflat vestea că va fi posibil organizarea acestui colocviu național, care, mă rog, în primele două zile și care va avea loc la Bistrița, se va ocupa cu problemele de creație și vom invita oameni despre care am auzit sau mai puțin am auzit, cu experiențe deosebite în domeniul creației, cum de la Cluj vom invita pe doctor profesor Felechi Istvan, care a terminat studiile în domeniul fotografiei în Paris, și alte personalități. În orice caz, ne gândim să invităm și juriști cu care să discutăm și problemele de legislație legată de fotografiere. Deci eu cred că pentru prima dată în cele două zile în cadrul colocului vom încerca să discutăm despre probleme de creație. Nu vom reuși să facem o demenie, nici nu dorim, dar în prima etapă trebuie să discutăm despre aceste probleme de creație care sunt de actualitate în toată țara. Partea a doua se va ocupa cu partea de creație propriu-zisă. Urmează să fotografiem zone etnografice, zone pitorești din împrejurim, adică din stațiunea St. George's Bay. Și în final, fiecare participant va fi rugat să doneze organizatorilor cel puțin 10 fotografii, din care se va crea o bază de date, adică de imagini artistice despre această zonă etnografică deosebită. E, sigur, în acest an avem planuri mărețe, deci dorim să reactualizăm saloanele internaționale ale României. După vreo 15 ani de criză și de liniște, sperăm să organizăm în această toamnă ediția 19 a Salonului Internațional al României în cadrul Târgului de Turism și sperăm să fie o revenire la normalitate, pentru că Salonul Internațional al României a fost una din cele mai apreciate în Europa. Sigur, în paralel dorim să rezolvăm și problemele administrative, deci să înaintăm documentația pentru a obține statutul de organizație de utilitate publică, la care avem de completat foarte multe documente. Și, sigur, noi suntem deschiși pentru orice colaborare. Ne bucură faptul că mai multe fotocluburi din diferite colțuri ale țării vin cu inițiative și noi patronăm aceste expoziții și manifestări, care este un semn bun și un semnal pozitiv vis-a-vis de creația artei fotografice. Că tot vorbeați de fotograf și fotografii. Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un fotograf să poate să fie în asociația pe care o conduceți? Pretențiile sunt relativ mici. Și chiar din această cauză, în ultima perioadă, sunt probleme în sensul că unii artiști fotografi mai consacrați au descoperit că pe site-ul membrilor apar și fotografii sub nivelul artistic normal pentru asemenea funcție. Noi, la început, în prima etapă, nu am vrut să îngrădim ambiția fiilor artiști fotografi. Deci, în prima etapă, unde, sigur, au fost și cazuri, dar foarte puține la număr, unde am recomandat artiștilor să reorganizeze portofoliul prezentat, dar noi am vrut tinerilor, în primul rând, să se pună pe site, să se compare cu alții, să se inspire din creațiile artiștilor fotografi consacrați, și am crezut că automat acest lucru, acest autofiltrat se va realiza, autoselecție mai bine zis. Din păcate, nu s-a realizat. Eu chiar acum două zile am publicat pe site-ul AFR-ului un articol și am rugat pe fiecare să gândească și să analizeze fiecare colecțiile proprii.